personală. Am vorbit până acum despre faptul că Isus Hristos l-a scos pe Dumnezeu din templu și l-a dus în stradă. Isus Hristos este modelul nostru de câștigare de suflete. El s-a dus și l-a prezentat pe Dumnezeu Tatăl aproape de oameni, l-a dus aproape de oameni, l-a dus în mijlocul oamenilor. Biserica a primit acest, același mandat. Domnul nu a spus, rămâneți în Ierusalim tot restul existenței voastre ca biserică, ci a spus, rămâneți doar până veți primi putere, după care mergeți în toată lumea. În toată lumea poate să însemne într-adevăr zone geografice din și faptele apostolilor, pornește din Ierusalim, până la Roma, de la capitala spirituală a lumii, Ierusalimul, până în capitala politică a lumii, care era Roma. Dar această, acest mandat dat bisericii, dragi mei, conține și un element social. Când Domnul Iisus spune, mergeți în toată lumea, spune, „Mergeți la lumea de lângă tine, la lumea de pe strada ta, la lumea din, de la locul tău de muncă. Și Domnul Iisus ne-a dat exemplul acesta cum l-a dus pe Dumnezeu aproape de oameni. Am vorbit apoi despre patru revelații deosebit de importante atunci când predicăm Evanghelia. Am vorbit despre creație, cât de important este să ne asigurăm că cel căruia îi predicăm crede în creație, crede că este creat de Dumnezeu, crede că Dumnezeu a creat toate lucrurile. Apoi al doua, a doua revelație este căderea Căderea omului în păcat, care este sursa răului pe pământ, ea, căderea face necesară mântuirea omului, aduce cu sine nevoia de un mântuitor. A treia revelație este Isus Hristos, este soluția pentru problemele umane, pentru problemele omului, în mod special pentru mântuirea sufletului. Și a patra revelație deosebit de importantă este Mântuirea nu mai atârnă de Dumnezeu. El a făcut tot ce a ținut de El, trimițându-l pe Hristos și pregătindu-ne o mântuire veșnică. Acum, mântuirea devine, depinde de fiecare mort personal care este chemat, care este provocat să accepte harul lui Dumnezeu, să accepte mântuirea pregătită de Isus Hristos în dar. Aceste patru revelații le-am am trecut peste ele în lecția a doua. Apoi, în lecția a treia, am vorbit despre mărturia personală. Evanghelia este despre povestea lui, da? ce a făcut Isus pentru oameni și povestea mea, ce a făcut Isus pentru mine. Domnul Isus spunea celui care a fost eliberat de de demoni în Gadara i-a spus, du-te la ai tăi și spune-le ce ți-a făcut Dumnezeu. Și mărturia personală, dragii mei, este extraordinar de puternică. Nu trebuie să fii licențiat în teologie, nu trebuie să știi Biblia de la un cap la altul, ci pur și simplu trebuie să te pregătești să spui povestea ta cu Isus, întâlnirea ta cu Isus, cum care a fost viața ta dinainte, cum te-ai întâlnit cu El și cum s-a schimbat viața ta după aceea. În seara asta, dragii mei, vom continua privind la modul cum a câștigat Isus suflete. Ne vom uita la un text din Evanghelia după Ioan, capitolul 4. Acolo Domnul Isus stă de vorbă cu o femeie și vedem acolo un model tipic, foarte clar de evangelizare personală. Haideți să ne rugăm înainte. Slăviți să fii Tată, în numele Domnului Isus. Îți mulțumim pentru seara aceasta. Îți mulțumim că putem să fim împreună pe această platformă de Zoom și pe Facebook, cu cei care sunt pe Facebook. Doamne, te rog să binecuvintezi pe toți cei care ascultă acest mesaj și să-l faci o provocare pentru fiecare dintre noi ca să devenim, Doamne, câștigători de suflete. Ai spus în cuvântul Tău că cel înțelept câștigă suflete. Doamne, fă-ne și prin mesajul acesta mai înțelepți în câștigarea de suflete. Ajută-ne să devenim mai dibaci, mai bine pregătiți, mai înțelepți, Doamne, în ceea ce privește evangelizarea personală și câștigarea de suflete. Îți mulțumim că ne asculți. Slavă ție în veci de veci. Amin. Aș vrea să deschideți, dacă aveți Biblia la îndemână, la Ioan capitolul 4 și o să citesc și eu câteva versete de acolo și nu o să citesc tot pasajul, dar o să citesc câteva versete, după care o să ne uităm cum câștigă Domnul Iisus suflete. Cum Con, uh, uh, pornește de la o discuție banală cu această femeie și ajunge până acolo încât femeia lasă acolo, cu, las, își lasă găleata, dă buzna în sat și le spune la toți am găsit un om care mi-a spus tot ce am făcut, acesta este Mesia. Uh, explozia aceasta este explozia omului mântuit, omului născut din nou, omului care l-a întâlnit pe Mesia, pe Hristosul, slăvit să fie Domnul. <coughs> și ne spune cuvântul, dragii mei, că, pune, începând de la versetul 3, Iisus a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din Ținutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl deduse Iacofiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dăm să beau, i-a zis Iisus. Căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, Cum tu, iudeu, cer să bei de la mine, femeie samariteancă, iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i zis, dacă ai fi cunoscut udarul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți această apă și fântâna este adâncă, de unde ai putea să ai deci această apă vie? Ești tu mai oare mai mare decât Părintele nostru Iacov? <coughs> care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui, Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iară sete. Dar oricui, oricui, va bea din apa pe care o vă da eu, în viac nu îi va fi sete. Ba încă, <coughs> apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viață veșnică. Până aici citirea noastră. Deci primul lucru pe care îl face Domnul Isus este că socializează. Pur și simplu intră în vorbă cu cineva. Avem aici, dragii mei, cel mai lung dialog din Scriptură care ne arată interesul lui Isus pentru mântuirea sufletelor, dar și interesul său pentru evangelizarea personală de la om la om. Îl vedem într adevăr pe Iisus mereu implicat cu mulțimile. Dar îl vedem și mergând în case, casele oamenilor, în cercuri mai mici. Îl vedem stind de vorbă cu oameni, dar aici îl vedem <coughs> în mod special, era singur cu o femeie, ucenicii plecaseră să cumpere mâncare și uh, pur și simplu vedem aici scenariul perfect pentru evangelizare personală, un credincios cu un necredincios, un credincios care intră în vorbă cu necredinciosul ca să-i predice Evanghelia, înțelegeți? Și este foarte important, dragii mei, să, să avem îndrăzneală să vorbim cu oamenii și să lăsăm la în seama Duhului Sfânt, momentul trecerii de la o discuție banală la a predica Evanghelia. O femeie foarte sociabilă și-a dorit să facă evangelizare pe stradă. Femeia asta vorbea cu oricine, orice. Era foarte sociabilă. Din două cuvinte intra, se împretenea cu oricine. cine. S-a dus femeia și când a început să facă evangelizare, s-a blocat pur și simplu. Și a devenit timidă, și emoționată încât nu a putut să o facă. Motivul? Dacă voi spune ceva greșit. Dacă îl va respinge pe Isus din cauza mea. Și eu cred că experiența asta este experiența multora dintre noi, dragii mei. Atât de mulți dintre noi care ne-am dorit să facem evangelizare personală, <coughs> mi se pare totul așa de frumos, Până la momentul practic, până la momentul ăla când, ok, hai să o facem, hai de, hai, trebuie să o fac, trebuie să încep. Și atunci te trezești cuprins de o anumită spaimă, de o anumită emoție, ca și femeia despre care am vorbit, tocmai datorită acestui fapt, teama de respingere. Și nu e neapărat că te respinge pe tine, este teama că îl vor respinge pe Hristos din cauza ta, pentru că nu știi ce să spui și așa mai departe. Și, dragii mei, simpla discuție cu cineva este primul pas. E important pur și simplu să începi să dialogezi. Nu trebuie să te gândești neapărat, oh, o să trebuiască după aia să predic Evanghelia, wow, cum o -i face, cum o -i trece. Pur și simplu deschide un subiect. Dacă se termină cu evangelizare bine, dacă nu se termină, iarăși e bine. Înțelegeți, asta e bine să pornești cu gândul ăsta ca să nu te inhibi, să nu te uh, panichezi. Uh, și cum o să fac să te fac trecerea la, de la o discuție banală la evangelizare. Pur și simplu începe o discuție cu cineva și lasă-l pe om să vorbească. Lasă subiectul să avanseze. Și încredere în Duhul Sfânt pentru momentul de cotitură. Din conversație. În scena noastră, da, un bărbat evreu vorbește cu o femeie samariteană. În public. În public? Absolut. Acum, dacă, aș, dacă sunteți familiari cu uh, contextul vremii Domnului Isus Hristos, odată am ținut în biserica noastră uh, un mesaj despre implicarea femeii în biserică. Atunci am, am prezentat bisericii contextul femeii din perioada respectivă. Femeia era foarte marginalizată în societatea evreiască. Cu atât mai mult să fie și o femeie străină, cu atât mai mult să fie și samaritiancă, Cred că am mai pomenit în lecțiile trecute că a fi samaritean era mai rău decât a fi dintre neamuri. Neamurile erau numiți câini de către evrei. Samaritenii erau mai rău ca și câini. Dar, dragii mei, Domnul Iisus Hristos nu ține cont de tradițiile vremii, nu ține cont de, 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 gândirea deformată din societatea vremii sale, ci el intră în dialog cu această femeie ca să o câștige ca să-i câștige sufletul. El trece peste orice tradiție și inițiază un dialog cu ea și în doar câteva minute femeia este convinsă că el este Mesia și dă buzna în cetate și predică la toată cetatea. Înțelegeți? Așa efect a avut această evangelizare personală a Domnului Isus Hristos. Unde erau ucenici atunci? La shopping. Ucenicii erau pe la Mor, prin Samaria, pe acolo să cumpere ceva de, de mâncare, și mă îndoiesc că au predicat despre Isus, pe acolo cumpărând mâncare. Oamenii n-au venit niciunul ca urmare a faptului că s-au dus ucenicii să facă cumpărături și au vorbit despre Isus. Mai oameni, uitați, eu, noi suntem aici cu Mântuitorul Lumii, cu Salvatorul omenirii el a rămas un pic să se odihnească, n-ați vrea să ieșiți un pic, să stați de vorbă cu el. Nimic, nicio mișcare provocată de ucenici. Dar pe când veneau ucenicii, femeia pleca. Și imediat ce ajunge femeia în cetate, ea începe să proclame să-L vestească pe Mesia. Foarte frumoasă scena asta și o să, o să continuăm să intrăm puțin în detalii în pasajul acesta deosebit. Deci, primul lucru inițiază o convorbire, inițiază un dialog cu persoana respectivă. În al doilea rând, găsește un teren comun. Am mai spus în lecțiile trecute, acum e suficient să. Pomenești, nu? cuvântul politică și 95% dintre oameni intră în dialog. Imediat o să intre în dialog. Numai să pomenești ceva cât de cât despre politică. Bine, noi trebuie să avem grijă cu politica, pentru că ușor poți să ajungi la, la dispute intelectuale, să zic așa, sau dispute de idei cu politica, dar este un cârlig bun, politica. Domnul Iisus spune: Dăm să beau. Mi-e sete. Asta a, fost, asta a fost expresia cu care Domnul și-a inițiat discuția. Bineînțeles că femeia e șocată de cererea lui, pentru că, așa cum tocmai am spus, evreii. Nu avea de-a face cu samaritenii, și cu atât mai puțin cu o femeie samariteană. Era atât de neobișnuit. Ea se aștepta, femeia asta se aștepta ca Domnul Isus să-și vadă de lucrurile, să nici nu bage în seamă, să-i arunce eventual câteva priviri disprețuitoare și cam atât. Ea a venit, să a grăbit să-și coată apa și să plece. Ce să fac eu, lângă evreul ăsta care oricum mă disprețuiește, mă privește ca pe, ca pe, ca pe un nimica? Și Domnul Iisus îi spune dăm să beau. Acum gândiți-vă că evreii nu beau din vasele ă, celorlalți oameni. Pentru ei erau, te spurcai să bei din vasul unui, dintre neamuri. Însă cererea asta o șochează pe femeie. Domnul Iisus nu privește ca o necurată, nu o privește ca pe o făptură spurcată, ci o privește ca pe o persoană mântuibilă. O privește ca pe o persoană mântuibilă. Acum, nu o să mai găsiți nicăieri în Noul Testament formula asta, pentru că nu e o formulă standard. Domnul Iisus o folosește pentru că era creat contextul ideal pentru ea. Da? Nu de fiecare dată când încep să Vrei să predi cuiva să găsești momentul să omul să fie cu găleata în mână, sau cu un suc, sau cu apă, sau cu ceva ca să-i spui: dăm să bea. Asta e ideea că trebuie pe moment să găsești acel cârlig prin care să pornești discuția. Apoi stârnește curiozitatea. Domnul Iisus spune: e, dacă ai ști, tu cine cere să bea. Ți-ar da apă vie și nu s ar mai fi sete în viac. Oh, când a auzit femeia asta ce-o mai fi, pentru că uh, femeia asta era o femeie rău famată, mei. Tocmai de aia ea a venit la o oră neobișnuită. Femeile veneau la, la apă dimineața sau veneau seara când era răcoare, nu veneau pe căldura aia este clar din context, din descrierea contextului că fântâna era în afara cetății. Femeia asta vine la ora 12 fix, când era căldura mai mare, tocmai ca să evite contactul cu alte persoane. Tocmai ca să evite contactul cu alte femei care o disprețuiau. Și când aude ea că ar putea să primească o apă de care să nu mai fie sete, Cedăm să mi și mie să beau din apa aceea, că uite, mi-e e greu să vin, nu atât de mult fizic, când trebuie să vin tot mai mult pe deascunsul, când nu-i lume pe afară, ca să mă ferez de privirile disprețuitoare a, a oamenilor și să mă ferez de înțepăturile lor, de jignirile lor. Și Domnul Isus o face curioasă pe femeia asta. Domnul Iisus o face uh, curioasă, numai puțin, mă scuzați că nu știu ce s-a întâmplat cu documentul meu. Așa. Introducere în evangelizare 4, da. Hmm. Mă mai iertați un moment. Ordul meu a luat o razna. E ok, imediat rezolv. Deci, ordul nu știu ce are, că nu mai mi-o toate litere, rândurile. Da, acuși. imediat. Nu no. E ok, acum se rezolvă. Am mai pățit și altă dată chestia asta. I... Bun, am revenit. Scuze, dragii mei. Deci Domnul Iisus stârnește curiozitatea femeii și Domnul Iisus trece de la nevoia naturală de apă la supranatural, dragii mei. Observați că Domnul Iisus trece atât de natural, de la natural la supranatural. De exemplu, dacă cineva ronțăie ceva, vorbesc că mănâncă ceva dintr-o punguliță, da? Pot să-l întreb: Când ai mâncat ultima dată o mâncare spirituală? Și el o să facă ochii mari și o să zică: Ce, ce ai, mâncare spirituală? Păi, uite ce spune Domnul Isus: Că omul nu va trăi numai cu pâine, numai cu fursecuri, numai cu snecuri, ci cu orice cuvânt care iese din, din gura lui Dumnezeu. Și deja ți-ai făcut intrarea în, lucru, în a vorbi despre lucrurile spirituale. De exemplu, un tip se lăuda cu cristalul lui, că are un cristal care îl călăuzește în viață. Și un frate care era prin zonă, că l-a auzit vorbind, l-a întrebat, auzi, ce spune crist cristalul despre viitorul tău? Păi, eu nu spune mare lucru, doar că știu că dacă am cristalul ăla, eu o să iau decizii bune, nu știu ce a spus omul. Și fratele i-a spus, știi ce zice Biblia? Oile mele Aud glasul meu. Știi că tu poți să fii cu adevărat călăuzit de Dumnezeu, nu de un cristal, ci de Dumnezeu care te-a creat și de acolo a început discuția despre Dumnezeu. De exemplu, vezi un tip cu un tricou cu imagini satanice sau cu uh, tatuaje satanice. Și poți să-l întrebi: Auzi, știi că dacă îl urmezi aici, Va trebui să-l urmezi și dincolo. De multe ori, oamenii ăștia nici nu ne realizează lucrul ăsta. Ei trăiesc aici și acum, și în momentul când îi faci conștienți de viitorul lor, că va trebui să-l urmeze pe, pe stăpânul lor de aici și dincolo, în condamnare veșnică, asta îi trezește pe mulți. Așa cum am spus, politica poate fi un cârlig prin care să duci. Omul la o discuție, după care să spui, uitați singura soluție pentru societate. Este omul nou, creat după chipul și asemenea lui Dumnezeu. Indiferent, se, partidele politice se perindă la, la, la cârma țării și parcă lucrurile merg din rău mai rău. De ce? Pentru că schimbăm un rău cu altul. Adică omul păcătos, omul uh, coruptibil, îl înlocuiești doar cu un alt uh, om coruptibil. Înțelegeți? Și de aici putem să pornim discuția despre lucrurile spirituale. Oamenii de multe ori își afișează crezul lor sau își afișează idolii pe haine, pe tricouri, înțelegeți? Sau prin tatuaje sau mai știu eu cum. Unii se... își fac freza exact ca și nu știu care mare cântăreț sau artist, mai știu eu ce. Este un cârlic de unde poți să încep discuția. Oh, să cu nu știu cine. Am cunoscut un tânăr care uh, semăna efectiv și la, la fățișare cu Elvis, dar își făcea freza exact ca Elvis și vroia să devină cântăreț exact ca și Elvis. E un, un o trambulină, da? Sau un, un pod. Pe care să poți să începi o discuție. În momentul când când treci la lucrurile spirituale, este important să preiei comanda. Că dacă nu îți predică el ție, tot e bazaconiile. Am avut experiențe, de fapt, de celul acesta, când am vorbit cu oameni despre Dumnezeu și când am ajuns, adică am vorbit. Mai întâi, banalități. Când am trecut la subiectul Dumnezeu și religie și uh, lucruri spirituale, a început el să spună tot ce știe, și a trebuit să intervin și să-l să opresc, pentru că scopul întâlnirii noastre nu era ca eu să-mi predice mie, pentru că vă dați seama că își punea și el părerea. Deci, din momentul acesta este important să preiei discuția. Domnul Iisus spune, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dăm să beau. În momentul acesta, Domnul Iisus preia discuția. Acum, nu-i nu timpul aici să intrăm în detaliu în textul acesta, dar dacă o să studiați cu atenție pasajul acesta, veți vedea că uh, Domnul Iisus uh, vrea să se apropie de femeia asta cu Evanghelia și ea pune tot felul de bariere, tot felul de bariere și Domnul Iisus le dărâmă una după alta, le dărâmă una după alta. De exemplu, la un moment dat, ea zice, vreau să beau și eu din apa asta. Și Domnul Iisus îi spune, ok, dar nu se poate fără mărturisirea păcatelor, fără pocăință. Ai avut cinci bărbați și cel pe care l-ai acum nu, nu ți este bărbat. Înțelegeți? Și Domnul Iisus mereu dărâmă dărâmă preconcepțiile greșite a acestei femei până când o lasă dezarmată total și uh, dă fuga în cetate, spune, l-am găsit pe mesia. Uh. <coughs> Aș vrea să la, la punctul acesta să vă împărtășesc câteva întrebări posibile. Poți să-l întreb pe om ca să poți să schimbi macazul, da? E momentul acela când schimbi pe lucruri spirituale. Poți să-i pui întrebarea, ce crezi că vrea Dumnezeu de la noi? Sau, auzi, tu crezi în ceva? Crezi că există ceva dincolo de ceea ce văd ochii, dincolo de uh, materie? Tu crezi că există ceva, o lume nevăzută? O altă întrebare, auzi, ce părere ai despre religie? Și omul va începe să spună în funcție de experiența lui cu religia. Unii poate că sunt oameni credincioși în felul lor, poate sunt ortodoxi care, care țin la credință și o să spună lucruri frumoase despre religie, despre religia lui, poate despre preot. Alții care au avut experiențe negative o să oh, păi toți sunt niște șarlatani, ori așa, o, oh, lasă-mă și cu preoții și cu pastorii. Dar este un început de discuție, înțelegeți? Deci, prin, ai folosit trambulina asta spre lucrurile spirituale. Sau, auzi, pe tine te interesează lucrurile spirituale. Sau, ce înseamnă acel tricou sau acea bijuterie pe care o ai? De exemplu, are cineva un tricou cu semnul crucii. Sau un lănțișor cu cruciuleța. Și e un motiv bun să-l... Să agheți, să te cu, să-l prinzi cu cârligul. Ce vrea, ce, vrea, să semne cruciulița ta? ta? Cel o să spună, a, e vorba de, de, de crucea care ne, ne păzește, dar ne, ne, avem noroc în viață dacă o purtăm sau mai știu eu, ce crede el? Dar este un moment în care ai putut să uh, începi o discuție spirituală. Sau, auzi, ce crezi tu că nu în regulă cu lumea asta? Nu, nu merg lucrurile bine în lumea asta. Tu care crezi că e cauza? Și omul o să înceapă să spună, păi, politicieni, păi, așa, păi, o corupție, păi, da? Și de aici poți să începi uh, să te duci la cădere. Și să-i spui, auzi, știi de, știi de, ce, ce ne spune Biblia? De ce e lumea atât de rea și coruptă? Pentru că omul a căzut în păcat, și de aici poți să pornești discuția. Sau o altă întrebare: ce crezi tu că urmează după această viață? În povestea un. <coughs> Am avut un prieten american în tinerețe, el a plecat, s-a întors acasă, dar a fost misionar aici și mereu în, în, în predicile lui spunea următorul lucru. Uh, uite, eu când stau de vorbă cu cineva, îl întreb, ce planuri ai de viață? Dacă era tânăr, păi vreau să mă căsătoresc, vreau să fac o familie, vreau să fac o carieră, să -mi... am și eu o casă, să am o mașină, să am condiții să... sau să pornesc o afacere. Ei, și după aceea, păi după aceea, când o să fiu mai în vârstă, o să ies la pensie, o să -mi o să -mi, aș vrea să am bani, să -mi pot să călătoresc, să văd și eu lumea asta. Ei, și după aceea, păi după aceea, eu știu, vine bătrânețe, o să mă așez și eu undeva, o să stau liniștit, să am o căsuță uh, mică și liniștită și să -mi... Ei, și după aceea, și, păi după aceea o să mor, zice omul. Ei, și după aceea, și acest după aceea, de multe ori îl lovește, pur și simplu, îl șochează pe om. Pentru că oamenii uh, au perspectiva vieții aici pe pământ, ei trăiesc cu faza scurtă și în momentul când reușesc să-i ridici pe faza lungă, să vadă dincolo de, de, de mormânt, oamenii încep să-și pună întrebări. Ce va fi cu ei? Da? Ce urmează după această viață? De exemplu, omul vorbește în momentul când încep discuția cu el, începe să menționeze singurătatea, goliciunea vieții, depresie, eșecuri, da, relații rupte, păcate, probleme. Toate aceste lucruri pot să fie un cârlig pentru a duce persoana la Isus Hristos. Indiferent unde se află persoana, noi putem deveni uh, suficient de abili ca să ducem persoana aia de unde se află, să o ducem tot mai aproape, prin cuvântul lui Dumnezeu, să o ducem până la, până la Isus Hristos. Vă aduceți aminte că am spus că creația este un partener de nădejde, de evangelizare. De asemenea, căderea poate să ne fie un partener de nădejde în evangelizare. De ce? Pentru că e suficient să îndrepți un pic privirea oamenilor la, la starea societății, la starea omenirii și ei vor cunoaște repede că ceva s-a întâmplat cu omul, că omul nu-i cum trebuie, că omul ar putea să fie altfel și am putea să trăim bine, să trăim în armonie, să trăim în pace, să trăim în bunăstare cu toții, dacă nu ar fi acel rău care strică totul, strică toată frumusețea. Și foarte repede oamenii sunt convinși că, da, într-adevăr, ceva s-a întâmplat cu omul, ceva este greșit în om. Și atunci poți să folosești căderea ca și un partener în evangelizare, dragul meu. În momentul acela când omul se plânge de răutatea societății, a oamenilor, sau poate chiar de răutatea lui, poți să vii să-i spui, auzi, știi, și eu cândva și eu cândva. Și poate de aici încep să spui mărturia personală. Și eu cândva am fost un om păcătos, am fost rău, am fost violent, am fost avar, am fost stricat, am fost așa și. Dar uite ce s-a întâmplat cu viața mea. M-am întâlnit cu Isus Hristos, am crezut în El și El mi-a schimbat viața. Și acum, lucrurile care pentru mine acolo lucrurile alea, acelea rele pe care le iubeam atunci, acum mi-e scârbă de ele. Viața mea s-a schimbat, sunt un om nou. Înțelegeți? Duhul lui Dumnezeu te va călăuzi să găsești momentul oportun în care fie să spui evanghelia, mărturia ta personală, fie să introduci prezentarea lui Hristos ca și Cel care a murit pentru păcatele noastre și uh, uh, și-a dat viața și-a înviat ca să fie soluție pentru problema umană, pentru decăderea umană. <coughs> Foarte mulți tineri din vremea de astăzi uh, cresc fără tată, dragii mei. Și ei cresc cu un vid de masculinitate. Și atunci ei încearcă să demonstreze că sunt bărbați prin violență, prin afișare. Și uh, în momentul când vezi un astfel de tânăr, poți să-l conduci, de la starea lui, poți să-l conduci, să-i prezinți pe Tatăl Ceresc. Și să-i spui: Tu poți să ai un tată adevărat. Nu unul care să te abandoneze, nu unul care să, să te lase când, când ai mai mare nevoie de el. Un tată care. A promis cu niciun chim n să te las, nici de cum n-am să te părăsesc. Tineri ăștia sunt debusolați din lipsă de tată. Și au mare nevoie de, de, de un tată. Și în momentul foarte mult dintre ei când știm să-L prezentăm pe Dumnezeu ca tată, ca un tată iubitor, ca un tată care nu va fi niciodată absent, care nu va abandona niciodată. El va fi gata să, să accepte un astfel de tată și un astfel de mântuitor pe Iisus Hristos. Mergem un pic mai departe. Nu condamna niciodată persoana. E foarte important lucrul acesta. Nu condamna. Uh, cu toate că Domnul Isus a avut un cuvânt de cunoștință despre trecutul acestei femei. Pentru că i-a spus, cinci bărbați ai avut și cel pe care îl ai acum nu-ți este bărbat, nu-ți este soț. Domnul Isus nu o acuză pe femeia asta. El, el îi arată starea ei păcătoasă fără să o apese, fără să o acuze. Înțelegeți? Aici vedem cum Domnul Iisus folosește darurile spirituale în evangelizare. Da? Știți ce zice 1 Corinten 14? Dar când intră un necredincios la voi și toți prorocesc, adică își folosesc darurile spirituale, tainele inimii lui sunt descoperite, el va cădea cu fața la pământ și va zice cu adevărat Dumnezeu este în mijlocul vostru. Folosirea darurilor spirituale, dragii mei, de multe ori scurcircuitează tot acest proces de a-l duce pe om la și toată strădania noastră de a-l duce pe om la Hristos. În momentul când tainele inimii lui sunt descoperite, dintr-o dată El dă, ridică oblonul, înțelegeți? El ridică oblonul, nu mai stă în poziție defensivă ci este gata să primească. Și asta face Domnul Isus cu această femeie. Își folosește acest dar spiritual uh, cuvânt de cunoștință. Ca să să arate femeii că acolo este degetul lui Dumnezeu. Cum a zis Domnul Isus, dacă eu scot, dragii cu degetul lui Dumnezeu, atunci când adevărat Dumnezeu este în mijlocul vostru. Femeia asta a putut să vadă că aici e mai mult decât un simplu om, este degetul lui Dumnezeu, este Duhul lui Dumnezeu aici. Și în momentul în care noi folosim darurile spirituale și Duhul Sfânt poate să descoperă taine adânci sau Duhul Sfânt poate să, să dea soluții la, la probleme adânci pe care nimeni nu le știe, oamenii în momentul ăla, ei cad în fața în fața puterii și a înțelepciunii lui Dumnezeu. Domnul Iisus îi subliniază acestei femei, îi arată nevoia ei de iertare, dar nu o condamnă, dragii mei. Aceasta este arta evangelizării. Rețineți lucrul acesta. Arta evangelizării este să-i arăți omului starea lui păcătoasă fără să-l condamni. În Ioan capitolul 8 vedem o situație similară. Era din nou Iisus cu o femeie. De data asta o femeie prinsă în preacurvie. Au adus-o farisei la Domnul Iisus Hristos să-i dea Domnul Iisus o sentință. și Domnul Iisus scrie pe nisip, ei pleacă unul câte unul, rămâne numai el cu femeia și Domnul Iisus nu-i spune, măi femeie, dar nu, nu ai un pic așa, domnule, uite ce ai făcut, i-au prins în fapt. Cum poți să faci? Păi noi suntem poporul lui Dumnezeu. Cum ne permitem noi așa ceva? Înțelegeți? Domnul Iisus nu tăbărăște pe ea cu acuzații, ci pur și simplu o întreabă, unde ți-i spărăși? Păi toți au plecat, Doamne. Nici eu nu te osândesc. Du-te, dar să nu mai păcătuiești. Acum vă întreb, credeți că ar fi fost mai eficient ca domnul să o trag o spălătură din aia și să o, să, să o critique, să o condamne ca să o îndrepte? Nu, dragii mei, atitudinea Domnului Iisus de iertare, de restaurare, a fost pentru femeia aceea imboldul vieții ei. Sunt convins că femeia aceea nu s-a mai întors niciodată uh, să trăiască în preacul vie. Sunt convins că femeia aceea când a avut parte de iertare de bunătatea lui Dumnezeu, când, când uh, Domnul Isus în loc să o acuze ca și cum a vrut uh, să facă farisei să o condamne să o omoare, că era vinovată. Domnul Isus o iartă. Nici măcar nu îi pomenește păcatele. Nici măcar nu o dojenește pentru tot ce a făcut, pentru răul acela, pentru fapta ei mizerabilă și spune, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Este o artă în evangelizare să poți să scoți în evidență starea de păcat a omului, fără să-l condamni. Și Duhul Sfânt ne va da înțelepciunea aceasta. În 2 Corinteni 5 cu 19, dragii mei, Biblia spune că Dumnezeu s-a împăcat deja cu omenirea. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Dumnezeu nu mai este mânios pe oameni. O să ziceți, dacă nu spune Romani 1 că Dumnezeu e mânios. Pe ce spune Biblia că e mânios acolo? Pe orice nelegiuire a oamenilor. Pe faptul că, că oamenii... Deci Dumnezeu îi mânios pe faptele oamenilor, dragii mei. Pentru că Dumnezeu știe că prin faptele noastre ne autodistrugem. E ca și cum un părinte care vede pe copilul lui că nu mai ascultă și se duce cu gașca și facem și, și ești mânios pe el sau e, cum să zic, ești mânios pe el, dar nu pe el însăși, ci ești mânios pe faptele lui pentru că îl vezi că se distruge. Pentru că Biblia ne arată clar, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine. Și noi când predicăm Evanghelia, noi nu trebuie să ducem la oameni un Dumnezeu mânios, un Dumnezeu uh, uh, acuzator. Da? Și trebuie să învățăm să, da, e importantă păcăința și pentru ca omul să se poată pocăi, el trebuie să-și recunoască păcatele. Și noi trebuie să, să avem abilitatea asta, înțelepciunea asta de a-l face pe om conștient de păcatele lui. Dar în același timp, fără acuzare, dragi mei. Fără acuzare. Pentru că, de exemplu, pute, putem să-i spune omului, uite, Biblia spune că toți am păcătuit. Toți suntem vinovați. Nu mergi la el și spui, auzi, tu, păcătosul, păcătosule, tu nu vezi de starea ta, o să ajungi în fundul iadului, mai știu eu ce, da? Toți am păcătuit, spune Biblia. Și eu am fost acolo unde ești tu. N-am fost cu nimic mai bun ca tine. N-am avut cu niciun merit în plus față de tine. Dar a fost harul lui Dumnezeu. Eu doar am răspuns acestei bunătăți a lui Dumnezeu. N-ai vrea să răspunzi și tu. Înțelegeți? De putem găsi Căi în care, prin care să arătăm oamenilor păcatul fără condamnare. Da, toți sunt sub păcat, spune Biblia, și toți avem nevoie de Isus. Toți avem nevoie de Isus. Domnul Isus a spus: Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Sau fapte 4 cu 12 spune Petru: Nimeni altul nu este mântuire decât Domnul Isus Hristos. Deci putem să arătăm faptul că toți suntem păcătoși. Toți am păcătuit, da, uite, și eu am fost acolo, n-am fost mai bun ca tine, numai în durarea lui Dumnezeu care m-a mântuit și, uite, singura cale de mântuire este Isus Hristos. Este foarte important, dragii mei, să rămânem la subiect. Scopul câștigării de suflete, scopul câștigării de suflete este să le, câșt, să le salvăm sufletul din păcat, dragii mei. Scopul evangelizării personale este că să scoatem oamenii din, din, foc, pentru că ei sunt în drumul lor spre iad. Nu să-ți faci doar datoria de slujitor. E, important, e importantă atitudinea cu care te duci. E importantă atitudinea cu care faci evangelizare nu ca să-ți faci datoria de slujitor. <coughs> sunt mulți care aud mereu în biserică, trebuie să predicăm Evanghelia fraților, trebuie să predicăm Evanghelia la locul de muncă, peste tot, trebuie să facem evangelizare personală. Și unii prind un moment și încearcă să facă ceva și gata, am făcut am rezolvat-o, săptămână asta sunt, sunt salvat, până duminică vedem ce va mai fi, dacă ori mai zice frații să mai facem evangelizare personală. Înțelegeți? Domnul Iisus spune Biblia că era mânat de milă, era mânat de compasiune. El umbla dintr-o cetate în alta, făcea bine, predica Evanghelia, câștiga oameni pentru că era milă de oameni. Asta trebuie să fie și atitudinea noastră. Apoi nu e cazul să câștigi un argument într o discuție cu cineva, da? Noi nu mergem acolo să câștigăm argumente. Nu mergem de dragul unei bătălii teologice, de unei bătălii pe bază de uh, uh, cum e biserica noastră, cum e a voastră, cum e cultul vostru, cum e cultul nostru. Uh, de-a lungul anilor m-am ferit să intru în dispute religioase cu oamenii. În momentul când am văzut că el încearcă să, să provoace o dispută religioasă, i-am spus, auz, lăsăm religia deoparte, hai să vedem ce zice Scriptura, hai să vedem ce spune Isus Hristos. Și întotdeauna am încercat să-i să atrag pe oameni la discuția despre Hristos și nu despre religie. Eram odată în Piața Mare, cred că am mai pomenit în, în studiile mele trecute despre asta. Și la un moment dat, în Piața Mare din Oradea, Piața de Zarzavator și uh, am auzit gălăgie mare acolo. Era o distanță între mine și unde era gălăgia și la un moment dat uh, erau doi care se certau pe bază de religie. Și o femeie care vindea acolo la te teșghia, a strigat mai tare peste ei și a zis, măi oameni buni, religia care ar trebui să ne unească, ne dezbină? Dintr-o dată s-au liniștit și s-au liniștit cu toții. Înțelegeți? Deci nu intrăm în polemici teologice cu oamenii. Și poți, dacă Duhul lui Dumnezeu te călăuzește, să eviți discuțiile teologice, provocările astea de care e mai bună religie, de ce e religia ta așa, de ce e religia mea. Religia nu mântuie pe nimeni, oricât l-ai convinge pe un om. Dacă ai reușit să convingi un om că religia ta e mai bună și l aduci la religia ta, îl condamn la iad. Da, s-ar putea venind într-o biserică unde se predică cu adevărat Evanghelia, el într-o zi să-și predea viața Domnului. Dar tot de atât de bine ai putea, putea să-l convins să vină în biserica ta să se facă de o religie cu tine, să se boteze și să-i pui o pernă caldă la cap în drumul lui spre iad. Pentru că nu trece trecerea la o la altă religie. Nu uh, mutarea dintr-o biserică în alta. Nu, toate acestea nu mântuiesc. Singurul care mântuiește este Isus Hristos. Singura care mântuiește este credința în El, în jertfa Lui de pe cruce, în moartea, îngroparea și învierea Lui, dragii mei. De aceea nu intrați în polemici religioase. Scopul tău nu este să aduci un membru la biserica ta, Deși este un câștig să aduci pe cineva în biserica ta. Dar nu acesta este scopul. Scopul este să-l prezint pe Hristos și El să să-l primească pe Hristos. Și după aceea, bineînțeles, vei dori să-l aduci în biserica ta, să te ocupi de El și să-l crești spiritual. O să vorbim imediat și despre partea asta. Dar scopul nu este să aduci membrii în biserică, scopul nu este să câștigi argumente teologice, scopul nu este să-ți faci datoria de slujitor, da? de, de, datoria de copil al lui Dumnezeu, scopul este să-L ducem pe Hristos în inimile oamenilor. Isus împlinește scopul. Isus o duce pe femeia aceasta până la o decizie în ceea ce îl privește pe El. El la un moment dat zice, am auzit că va veni Mesia. După ce i-a dărâmat toate aceste preconcepții, Domnul Isus, după ce a convins-o că acolo e Duhului Dumnezeu, că e degetul lui Dumnezeu acolo, ea la un moment dat spune. Am auzit că o să vină Mesia și El ne va spune toate lucrurile. Și Domnul îi spune, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Inima ei era pregătită să-L primească pe, pe, pe Mesia. Și atunci, uimită, femeia aceasta dă buzna. Ea primește mesajul și dă buzna și merge și proclamă acest mesaj în, în cetate, dragii mei. Este foarte important să duci discuția înspre a-L prezenta pe Hristos. Așa cum am spus, vă aduceți aminte punctul 4 din, sau a patra revelație din cele patru pe care am făcut în lecția a doua. A patra revelație este aceea că omul este responsabil ca prin decizia lui personală să aleagă mântuirea în Isus Hristos. Și este important să conduci omul, oamenii la o decizie, despre Isus Hristos. Din nou, momentul ăsta e foarte greu. Da, ajungem să discutăm despre Isus Hristos, ajungem să spunem la oameni, dar parcă, parcă în momentul când ajungi la punctul acela să-i spui omului, auzi, n-ai vrea chiar acum. Poate ești pe stradă, poate ești în autobuz, poate mai sunt și alții prezenți. Te gândești, mă, îl pun pe om într-o situație jenantă. Uh, nu, lasă că o lua el o decizie. Vă spun sincer și eu, de multe ori am procedat așa. Spuneam până la urmă la om, uite, du-te acasă și pune-te pe genunchi și primește-l pe Domnul în viața ta. Nu știu dacă a făcut-o. Nu știu dacă a făcut-o. Este important dacă îți permite timpul și situația să conduci omul la o decizie în ceea ce îl privește pe Isus Hristos pentru că el poate să aibă toată informația, el poate chiar să fie convins, da, mă, omul ăsta are dreptate, să fie convins de adevărul pe care îl prezinți. Dar fără acea decizie, fără acea acțiune a lui prin credință, lucrul este dus numai până la jumătate. Omul trebuie, ca să zic așa, împins la un moment dat în împ împărăția lui Dumnezeu, provocându-l să ia o decizie pentru Hristos, provocându-l, n-ai vrea să te rogi chiar acum, să-l chem pe Iisus în viața ta, să-ți ierte păcatele, să te mântuiască, să te facă o făptură nouă. Apoi, dragii mei, avem câteva întrebări, un alt set de întrebări care ne ajută să confruntăm persoana în mod direct. De exemplu, ce trebuie să schimbi pentru a-l cunoaște pe Dumnezeu? Ce crezi că trebuie să se schimbe viața ta ca să fii cu adevărat un om plăcut lui Dumnezeu. Probabil că omul va, va veni să spună că trebuie să se facă mai bun și așa mai departe, atunci este momentul să-i spui. Singurul lucru care trebuie să-l schimbi este să, să renunți la trecutul tău și să crezi în Isus Hristos. O altă întrebare. Ți-ai dori să te știi cu păcatele iertate? Ți-ai dori să te știi cu păcatele iertate? Și uh, oamenii răspund la uș ușor la întrebarea asta, pentru că cine nu și-ar dori să aibă păcatele iertate? Oamenii în general au poartă cu ei condamnarea păcatului, mai mult sau mai puțin, dar fiecare om are momentele lui de liniște cu el însuși, în care regretă lucruri, în care îi pare rău de decizii greșite, de fapte pe care le-a le comis. Și ar vrea să scape de ele, de multe ori, pe unii apasă păcatul. Îi urmărește ca o umbră tot timpul. Ți-ar plăcea să devii un adevărat creștin? Poate să fie o altă întrebare. Acestea sunt provocări pentru a-L primi pe Iisus Hristos, dragii mei, da? Întrebări prin care să-L provoci să-L primească pe Iisus Hristos. Sau cât de aproape ești tu de Dumnezeu? N-ai vrea să-L intri în prezența Lui prin credință, înțelegeți? Ai vrea să-ți petreci eternitatea cu Dumnezeu? Și cine nu ar vrea? Foarte puțini oameni care ar spune, nu, eu nu vreau. Cei mai mulți ar răspunde, da, vreau. E bine, dacă vrei, uite, care-i șansa ta? Să-L primești acum pe Iisus în viața ta. Să te întorci de la păcatele tale, de la starea ta de păcat și să-L primești pe Iisus Hristos. Și asta îți dă dreptul să petreci eternitatea Dumnezeu. Sau o altă întrebare, ce vei spune când vei sta în fața Lui? Observați că deja pe întrebările acestea nu mai sunt întrebări așa cumva laice, da? cum le-am le -am avut primul set de întrebări. Acelea au fost întrebări introductive în discuția despre Dumnezeu, dar acestea sunt întrebări la finalul discuției înainte de a-L provoca să-L primească pe Iisus Hristos în viața Lui. Ce vei spune când vei sta în fața lui? Depinde de om, depinde de ce, ce identifici din discuția cu el despre starea lui poți să folosești o întrebare sau alta în funcție de, de fiecare persoană în parte, dragii mei. Deci ce trebuie să-l schimbi pentru a cunoaște pe Dumnezeu? Ți-ai dori să te știi cu păcatele iertate? Ți-ar place să devii un adevărat creștin? Cât de aproape ești de Dumnezeu? Ai vrea să petreci eternitatea cu Dumnezeu? Sau ce vei spune când vei sta în fața Lui? Acum vin, întâlnim oameni morali și oameni religioși în, în în discuțiile noastre sau în, în căutarea noastră după oameni care o lasă să le predicăm Evanghelia, de multe ori găsești oameni foarte morali sau oameni religioși care uh, uh, se bizuiesc pe o formă de autoneprihănire. Oamenii ăștia au încredere în neprihănirea lor, în moralitatea lor. Știți, vorbele acelea, eu apoi eu nu sunt ca cele, celelalți oameni. Eu nu sunt așa, eu nu sunt așa, da? Eu n-am spart casa nimănui, asta e a, a, varianta actuală. Eu n-am făcut rău la nimeni, eu nu mi-am înșelat nevasta, eu nu, eu nu. Și el vine să se laude cu ce n-a făcut, cu lucrurile rele pe care nu a făcut, pentru că, într-adevăr, trăiește o viață relativ morală. Înțelegeți? Noi trebuie, dragii mei, să-i convingem de starea lor de păcat. Pe unii nu trebuie să-i convingi că sunt că deja știu. Și nu trebuie să le arăți soluția. Iisus Hristos te iartă de păcate. Unii nu au nevoie să-i convingi de starea lor de păcat. Dar pe unii trebuie să-i convingi de starea lor de păcat. Și am mai menționat versetul acesta. Domnul Iisus spune, oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Întrebarea pe care poți să o folosești, îți vorbește Dumnezeu? El se va lăuda cu faptele lui bune. Ok, îți vorbește Dumnezeu? Cum o face Dumnezeu? Cum îți vorbește? Când ai primit ultima dată de la un mesaj de la el? Ai o relație cu el? Da, mi-ai spus că nu ai făcut cu tare, că nu faci cu tare, dar ai tu o relație cu Dumnezeu? Înțelegeți? Uh, Romani 8 cu 16 spune. Însuși Duhul mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Atunci poți să-i pui întrebarea: ai tu siguranța că ești copilul lui Dumnezeu? Ești tu convins 100% de, la, de mântuirea ta? Și 99 de cazuri veți primi răspunsul apoi, nu, apoi nimeni nu știe? Cine știe ce va fi dincolo? Acum atunci este momentul să-i spui, auzi, nu crezi că e prea mare e prea mare diferența între rai și Ad, ca să te duci spre, spre, spre lumea de dincolo bâjbâind și să nu știi în ce loc te duci? Înțelegeți? Nu crezi că mântuirea e prea valoroasă a fi cu Dumnezeu în fericire sau a fi cu diavolul în ea pentru totdeauna? Nu crezi că e prea, prea valoroasă mântuirea ca să o lași așa pentru că îi vedea? Și dacă intri, eu mereu intre pe oameni, ok, și dacă în momentul când mori și intri în lumea cealaltă, o să vezi că te duci în locul cel rău, ce o să faci atunci? Pentru că nu există cale întoarsă. Deci oamenii uh, trebuie provocați oamenii ăștia cu autoneprihănire. Indiferent câte fapte bune ar avea, cât, cu câte fapte bune s-ar lăuda, când îi spui ok și când vei pleca de aici, unde vei merge? Apoi nu știu. Înțelegeți de ce? Pentru că faptele bune nu, nu dau siguranța mântuirii. Faptele bune nu dau siguranța mântuirii. Din potrivă, Iacov spune că uh, trăirea prin lege, adică trăirea prin merite personale, prin fapte bune, este ca un câmp minat. Este suficient să cauți, calci o singură mină și explodează toate și te-a făcut praf. Așa este trăirea prin lege, prin merite personale. Uh, este suficient un singur păcat. Cine a călcat o singură poruncă, zice Iacov, se face vinovat de toată legea. Puteți să folosiți ilustrația asta poți să împlinești toate poruncile. Dacă ai călcat-o pe una, te-a sărit în aer și ești ca ta. N-ai cum să, să devii plăcut lui Dumnezeu și să-ți câștigi mântuirea prin fapte bune. Un alt text pe care îl putem folosi vis-a-vis -vis de acești oameni, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și întrebarea este: Spunem, ce schimbări în bine au avut loc în viața ta în ultima vreme? Și de multe ori nu o să po poată să-ți dea un răspuns. Pentru că Biblia spune că omul cel vechi se strică din zi, în zi după poftele înșelătoare. Deci, omul nemântuit merge. Se duce în jos în ceea ce privește moralitatea. Omul nu devine mai bun pe, pe măsură ce îmbătrânește, o fie având el mai multă înțelepciune, dar înțelepciunea nu stă neapărat în faptul că trăiește mai moral, ci că știe să-și ascundă mai bine păcatele. În asta constă înțelepciunea omul, omului bătrân când e vorba de moralitate. Înțelegeți. Și este important să-l întreb. spune cum s-a schimbat viața ta în bine în ultima vreme? Pentru că dacă ești cu adevărat mântuit, dacă ești cu adevărat copilul lui Dumnezeu, Biblia spune că omul cel nou se noiește din zi în zi după chipul celui ce l-a făcut. Cum s-a schimbat în bine viața ta în ultima vreme? Poți să ai niște argumente în viața ta, ai observat în viața ta că tu ești mai aproape de Dumnezeu de la zi la alta, îl iubești mai mult pe Dumnezeu și de cele mai multe ori omul îl prinze aici cu chestia asta. Pentru că dacă este sincer, va recunoaște. Nu prea. Înțelegeți? Deci, asta e momentul în care ai de a face cu oameni care se bizuiesc pe în neprihănirea lor, oameni care se laudă cu moralitatea lor și care cred că prin faptele lor bune cumva Dumnezeu îi privește pe ei într-o lumină mult mai bună decât pe ceilalți. Ăia răi, ăia care ți la birt, ăia care fac aia așa, păi urăște Dumnezeu, dar pe mine cum ar putea urâ pe mine? Trebuie să mă primească Dumnezeu. Că uite ce viață frumoasă am. Știți ce zice Pavel? Însă și faptul că se compară ei înșiși cu ei, cu, între ei, se compară cu alții, sunt neînțelepți, zice Pavel. Este o lipsă de înțelepciune. Să te compari cu un alt om doar pentru că el face niște păcate mai mari ca tine. Bun. Mergem încă un pas, dragii mei, și... După ce l-ai condus pe omul acela la Hristos? Sau poate că nu l-ai condus? Poate că n-ai reușit să-l provoci, să-l primească pe Isus, Sau poate că ai reușit... Indiferent în ce stadiu termin discuția cu el, încearcă să păstrezi legătura. Ea ai un număr de telefon. De multe ori, dragii mei, mai trebuie clădit în viața acelui om ca să ajungă la momentul în care să-l primească pe Hristos. Dacă nu o faci, Lucrul va rămâne de jumătate în viața lui și nu-i sigur că va veni altul să ducă mai departe ceea ce ai făcut tu. Să dea Domnul să fie așa. Dar nu întotdeauna se întâmplă așa, dragii mei. De aceea este foarte important follow-up-ul. Follow-up, adică să păstrezi legătura, să, să urmărești omul acela, să nu închei acolo uh, uh, lucrul tău cu el. Dacă poți să obții un număr de telefon, e foarte bine. Dacă este din zonă, poți să te întâlnești din nou cu el. Sau poate te-ai întâlnit întâmplător undeva, eu știu, pe tren, într-o călătorie și știi că nu te. ia un număr de telefon să poți să-l mai suni. Ajută-l poate să-și găsească o biserică sănătoasă în care să se, să se integreze, în care să meargă, să asculte mai departe Cuvântul lui Dumnezeu. Mi s-a întâmplat de multe ori uh, să predic Evanghelia unei persoane și apoi să ne despărțim așa, fără să, țin, uh, fără să iau un număr de telefon și după aia mi-a părut rău, să știți. Mi-a părut rău. De ce nu i-am luat un număr de telefon? Ca să pot să mai continui cu el, să pot să-l încurajez. Deci este... Foarte important să păstrezi legătura. Domnul Iisus Hristos s-a dus în Samaria și a continuat acolo ce a început. Și a continuat să predice în Samaria și, i-a învățat pe samariteni și bineînțeles și pe femeia samariteancă. Deci Domnul Iisus ține legătura cu femeia în sensul că se duce în cetate și mai rămâne acolo încă două zile. Pentru că da, ea a crezut în el că este Mesia, dar nu acolo se termină lucrarea. Bineînțeles, iar ar trebui să continue cu ucenicizare și biserica care face evangelizare trebuie să aibă apoi un proces de ucenicizare a celor pe care îi câștigă pentru Hristos. Păstrarea legăturii e foarte importantă din mai multe motive. Așa cum am spus, nu întotdeauna poți să-l conduci la Hristos dintr-o primă discuție. Și va trebui fie să găsești un alt moment, fie să-l pui în legătură cu cineva care să poată să ducă mai departe discuția, dacă omul dintr-o altă zonă. Înțelegeți? Apoi, chiar dacă el l-a primit pe Domnul în viața lui, el a avea nevoie de tine să-l conduci apoi spre creștere spirituală. Are nevoie să-l introduci într-o biserică, înțelegeți? Într-o biserică sănătoasă, unde se predică cuvântul lui Dumnezeu, se predică adevărul. Nu naște un bebeluș ca să-l lași apoi în drum. Nu naște un bebeluș ca să-l lași apoi în drum. De aceea ia un număr de telefon, ține legătura cu el, întâlnește-te din nou cu persoana și vezi cum stă. Omul acela, pe moment, îi prins de cuvântul lui Dumnezeu și îi marcat și zice, da, ăsta e adevărul, dar după aceea se duce în lume, poate se duce în familie, nu are pe nimeni, numai să-și deschidă gura să pomenească despre pocăință, ceva, și tăbărăs toți pe el, sau vecinii, sau colegii de muncă, sau neamurile, imediat diavolul va stârni împotriva lui, să stingă acea flacără care s-a aprins în inima lui. De aceea el are nevoie de cineva care să fie aproape, care să contracaleze toate aceste, uh, uh, aceste atacuri ale diavolului, pentru că el încă nu se poate apăra singur. Bun. Apoi, uh, câteva lucruri practice. Profită de evenimente sociale. Da? De 1 mai poți să chemi un prieten nemântuit, hai să, hai să frigem mici, hai te rog la mine. Sau cu altă ocazie, da, nu trebuie să zic așa de unul mai ca, ca, exemplu, dar cu, cu altă ocazie, într-o duminică după masa. Hai să frigem niște mici sau hai să, eu știu, hai, hai la noi acasă, să, uite, e ziua mea de naștere, o, o nomastică, înțelegeți? Invită oameni în casa ta. Am mai menționat lucrul acesta, cred că în prima lecție. Am citit o carte, Evanghelizare prin prietenie. O familie a condus la Domnul mii și mii de persoane prin prietenie. Pur și simplu invita familii de necredincioși în casa lor. Invita la un ceai, la o cafea, chiar la o gustărică, ceva, depinde de eveniment. Se împretenea cu ei, nu tăbărea din, neapărat din prima pe ei cu, 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 cu Evanghelia, dar aveau puțină răbdare să se, să se lege o prietenie între ei și, după aceea, reprezentau pe Hristos. Și mii de oameni au fost mântuiți de familia aceasta, de, de, adică prin familia aceasta. Evangelizare prin prietenie. Caută oportunități să te întâlnești cu vecinii, cu colegii și așa mai departe, în, așa, în momente relaxante, în care să ai timp de discuție. întreabă despre ei înșiși, întreabă despre familia lor, în special femeile între ele, dacă apucă la subiectul copiii, apoi acolo au de discutat extraordinar de mult. Băieți, bărbații de obicei vorbesc fie despre Meseriile lor, fie despre sport, despre mașini, sunt subiecte extraordinar de multe, comune, pe care poți să le dezvolți și să discuți cu oamenii ca să creezi o ambianță de prietenie, căutând apoi momentul să treci la lucrurile spirituale. Fii un bun ascultător. Acordă-le atenția ta de plină. Și folosește orice ocazie pentru a-i binecuvânta, și a le sluji. Tot așa am auzit mai recent despre o familie care au slujit între musulmani. Nu mai rețin în ce țară a fost, dar era o țară, nu era o țară ostilă creștinilor. Creștinii aveau o marjă de libertate în țara respectivă, și tot așa o, femeie, o familie de misionari s-au dus acolo. Și pur și simplu s-au implicat în societate și au căutat cum să-i ajute pe oameni. El se pricepea la. era la mecanică, se pricepea nu. era el mecanic foarte priceput, dar se pricepea să schimbe o bujie, să schimbe o plăcuță de frână, deci lucruri simple, să curețe. Pe vremea aia încă erau mașinile mai, mai simple. Și a ajuns efectiv mecanicul din zonă de acolo, toți veneau la el și s-a împretenit cu atâția musulmani și soția lui le, le învăța să facă mâncare, să facă prăjituri, tot felul de lucruri și uh, lucruri practice. Și au făcut enorm de mulți prieteni și în cele din urmă, după ani de zile, au avut câteva sute de, de, de convertiți dintre musulmani, pur și simplu prin prietenie prin prietenie. Caută oportunități să fii de folos. Sufletele câștigate vor fi o investiție în timp, dragii mei. dă timpul tău altora. folosește talentele, folosește bunurile pe care le ai ca să ajungi la oameni. Fii deschis, dăruiește, îți dă Dumnezeu înapoi. Caută să împlinești nevoi fizice în viețile oamenilor. Și în cele din urmă, între tine și ei se va forma o legătură de pretenie. Și îți va fi apoi ușor și vei fi credibil după ce vor, au văzut dragostea ta. După ce au văzut dragostea ta, după ce vor vedea că îți pasă, vor crede cu adevărat că îți pasă și de sufletul lor când le vei prezenta pe Isus Hristos. Amin, amin. Aici încheiem lecția noastră din această seară. Aș vrea să, să mă rog din nou, scurt, și rugăciunea pe care vreau să o fac este ca Domnul să ne dea înțelepciune ca să fim câștigători de suflete. Cel înțelept câștigă amin. suflete. Da, Doamne, să mulțumim pentru mesajul din seara aceasta. Mulțumim pentru exemplul nostru suprem, Domnului nostru Isus. El și-a făcut timp să evangelizeze o femeie ca să ne dea un exemplu practic despre cum să facem evangelizare de la om la om. Îți mulțumim, Doamne, că cuvântul tău ne arată și ne învață, și am înțeles că spasă de sufletele oamenilor, și că ne-a însărcinat pe noi, copiii tăi, să ducem vestea bună a Evangheliei. Ajută-ne să o facem. Dă-ne înțelepciune, Doamne, să fim câștigători uh, iscusiți de suflete, să, să ne pese. Ajută-ne, Doamne, să ne împretenim cu oamenii, să nu fim critici, să nu fim distanți, uh, să nu fim niște farisei, că acum dacă noi noi suntem mântuiți, noi suntem sfinți, uh, să stăm separați de ei, să îi condamnăm. Păzește-ne, Doamne, și ajută-ne să iubim pe oameni să învață ne arta aceasta a evangelizării, de a le arăta starea lor de păcat, fără să-i condamneam, Doamne, și să le arătăm dragostea Ta și puterea și, și jertfa Domnului Isus care aduce iertare de păcate și mântuire. Îți mulțumim că ne asculți. Slavă numelui Tău, vește veci, veci. Amin. Amin. Ce vreau să vă mai spun, am început să punem lecțiile noastre, toată această învățătură pe care ne-a dat-o Dumnezeu, am început să o punem pe YouTube, încă lucrez la asta, dar o parte din lecții le-am pus deja, în special studiile Ludora, sunt aproape toate acolo, am început să lucrez la studiile mele. Dacă intrați pe contul Dan de YouTube, Acolo o să găsiți toate aceste studii pe care le-am prezentat deja aici pe Zoom și pe Facebook. O să, și ce vreau să vă rog să împărtășiți și cu alții aceste învățături. Este mare nevoie, dragii mei, ca oamenii să învețe, creștinii să învețe să fie câștigători de suflete. Dați un share sau abonați-vă pe pagina de YouTube. Și de fiecare dată când vom pune o nouă postare, veți fi anunțați printr-un e-mail. Haideți să participăm împreună la răspândirea Cuvântului Lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat în seara asta. Domnul să vă binecuvânteze!